Prieteni, bună dimineața! Sunt în bucătărie aici, la Alin, farmicul jun, puțără orez, carne de pui, am pus pastă de bulion, am pus morcov, am pus ceapă și asta este, prieteni. Aștept acum să fac mâncărica și să învăț și eu cum m-am sculat, m-am sculat pe ochi și am intrat în bucătărie până ei dorm. Să fac micul jun, să-l pregătesc, că e pe la 1, 2 să scoală. Ăla-i micul jun, la 1, la 2. Prieteni, la 1, la 2 să scoală. Asta este, prieteni. Aici este, prieteni. Uiteți că aici. Ce să facem? Asta pregătim. Mâine, păi mâine suntem alte pregătiri, ce putem și noi. Ieri am fost prieteni, am fost la un parc, ziua copilului, ne-am plimbat foarte frumos, am mâncat mici și am stat acolo la parc, ne-am plimbat, era foarte liniște, foarte frumos. O liniște de nemaipomenit, un parc foarte frumos, liniște. N-am văzut pe niciunde așa liniște, că aici parcurile și menajerele făcute, dirijate. Înțelegeți, prieteni? Și prieteni, ce vă spun, ce să vă spun, că asta este. Să fierbă bine carnea de pui și pe urmă o bag în orez. Înțelegeți, prieteni? Ionel doarme, până doarme Alin și Mihail, așa s-a învățat și eu unde doarme. S-a învățat să doarme și când se scoală, să umflă pe mine. Spune că n-am făcut curat. Da, e stăpânul meu, prieteni. Da. Nu-l suport, prieteni, prea dezastru face. Ali nu vrea să-l dă drumul, că mai aduce pâlcămete de a aduce țigări ăștia. Și mie nu-mi convine de ăștia. Să ducă ei, el cu Mihaela. Îl sune pe Ion pentru nimic. Căldurile ăștia să muncească, să găsească undeva, să lucrează, că găsește, dar nu îi place să muncească. Cu căldurile ăștia
prieteni, toată lumea muncește să facă un bani. Nu să stai, să vină așa pe degeaba. Da, uite, mă filmez singură. Înțelegeți, prieten? Mă filmez singură, că n-are cine. Da. Înțelegeți? Și asta este, prieten. O să mai reveni mai târziu, când va fi gata. Vedem ce mai punem în urmă cel mai tare. N-am făcut multă puțină, că ei nu mănâncă cu diubeta asta lor, mănâncă foarte puțin. Aseară noi le-am făcut niște cartofi în cuptor, cu brânzică, cu roșii, au mâncat. Mănâncă foarte puțin, nu vrea să mai se îngrașă. E așa e, că e păcat că ei sunt tineri. Să umbră, să facă și am dreptat. Prieteni. Așa, să mă înfiarbă puțin și le iau și-l bag în orez cu ăla carne. Și ce-am pus aici, ceapă, morcovi, bulion, un pic de condimente, nu puține, foarte puține, ca să dă gust. Uite, geamul meu aici unde iau aer. Aici ia băhare dimineața, m-am sculat în camera mea, mă rog dimineața și pe urmă ies la micuzun. Așa se face. Și mai târziu, când se scoală ei, ne duce unde mai avem treabă. Asta este, prieten, n-am ce să vă zic, mai târziu vedem ce mai facem. Prieteni, gata, am făcut micujun. Aștept pe toți să vină să mănâncă. Micujun e gata. Am pâine așa. Așa, prieteni. Pun camera aici pe mâncare. Da. Să pun și ție un pic de orez cu pui. Nu. Nu mănânci un cartof, nu mănânci. Nu, nu-mi e foame, nu-mi e foame. Un cartof. Nu, că nu-mi e foame. Stai cu mine, la masă alegi un cartof și mănânc. Nu, dar nu. Nu, stai, bata. Ioane, bună dimineața! Bună dimineața, acum să scură prieten, Ioan, la 12, 1 aproape. Nu, e 10. Cât este? 10. 10? Mhm. Uh-huh. Până ți-l ardei, iute. Hai să se scoală tot. Să văd pe telefonul tău. A, da. Îți aleg un crastabete roșie? Nu vreau. Nu vrei nimic, nu ți-e foame, hai bine. Hai, poftă bună, prieteni. O să vină și Ion, o să vină și Alin, toți. Să vedem cum e orezul. Vai, ce bun. E bun, prieteni, de nemai pomenit. Ai venit mai până el? Am stins filmarea. Da? Gândeam cu tine. Ce ai făcut? N-am stins filmarea. Stai să... Lasă la mine. Prieteni, filmez aici acum mănânc. David, tu ce faci acolo? Te joci? Hai, stai la masă și tu. Stai la masă. Prieteni, să vedeți cum mănânc. Dacă te filmeze. Lasă la mine. Ioane? Lasă-o.